Cu condiția asta mi-a dat voie nevastă mea să vin pe litoral, ca să fiu cu tot bagajul după mine. Vorba aia, iar mi-e bine, iar îl duc. Ce e drept? Prea multe obiecte nu mi-a dat. Vedeți și mea voastră. Sacoșe, sacoșele, geantă, gentulețe, minge, harbaletă, tranzistor, aparat de pescuit, pălărie de soare, parcă n-aveam suficient pe cap. Ah! Și uite-mă în chip de coletărie rapidă. Mi-a pus în vedere să nu dau nimic jos, nimic din toate astea, că nu m-a trimis pe litoral ca să fac striptease. Și uite așa am pus 10 kg peste greutatea mea specifică. Parcă eu de asta am venit aici. Eu am venit să fac bronz, să am grijă de bronzul meu. Poftim! Și asta n-ar fi nimic, dar mi-a trasat să-i și trimit în fiecare zi câte ilustrată. Și ce credeți că fac? Lucrez în salturi. Nu-i scriu 4 zile și ziua a patra îi le trimit pe toate. Bineînțeles, pun o dată anterioară. Dar ce poșta n-are și a voi să întârzie? Are. Uitați, 4 ilustrate. Am vrea să zic că am aia noaptea, am complexul comercial Eforie Nord, am ruinele cetății Calatis și am acvariul din Constanța. Ia să analizăm, să vedem ce să-i trimit eu, ce se potrivește. Să-i trimit mamaia noaptea. Da? Dar eu o să spui, de ce noaptea? Nu cumva face plaje după telejurnalul de seară? A dormit sub cort toată ziua și n-a observat că afară e întuneric. Dacă îi trimit ilustrat asta, e în stare să vie mâine dimineață cu primul tren înainte de ultraviolete. Și salvavarul nu mai mă scapă din mâinile ei. Atunci mai bine eu trimit șefului și scriu așa: vă trimit mamaia noaptea, fiindcă ziua aveți ședință. Și trimit asta ei. Eforie, complexul comercial. E comerț, e bună servire. Da? Dar ce caută bronzatele astea tocmai în fața complexului? Din altă parte nu puteau să cumpere. Parcă văd că-mi scrie: Mișule, răspunde-mi paravion, ce-i cu complexul ăsta comercial din dreapta? Și cine sunt gestionarele astea? Da. Atunci să-i trimit ruinele cetății Calatis. Ce vorbești? Cum o să creadă că de-aia m-am bătut să viu la mare prin ONT ca să fac arheologie în plin sezon, nu? Eu trimit mai bine șefului. Da. Și scriu: vă salut și după cum vedeți, mă simt ca la serviciu, săpături. Da. Ce să-i trimit ei atunci? Dar de ce să-i scriu? De ce să-i trimit ilustrate? Mai bine dau un telefon. Sigur că da. Avem linie telefonică automată și vorba aia, verba volant, script amanent. Și dacă îmi pune vreo întrebare încuietoare, întrerup și zic că n-am mai avut mărunțiși. Da, n-am mai avut mărunțiși. Aoleu, și când ajung acasă, mă ia ea la bani mărunți.